Moscova încearcă să folosească actorii proruși din Republica Moldova pentru a destabiliza democrația și societatea moldovenească sau chiar pentru a justifica viitoarele operațiuni hibride sau convenționale împotriva Chișinăului, scrie G4 Media cu referire la Institutul pentru Studiul Războiului, titrează ziarul de gardă. Institutul pentru Studiul Războiului estimează că Rusia încearcă să folosească actorii proruși din Moldova pentru a destabiliza democrația în Republica Moldova, pentru a împiedica aderarea Moldovei la Uniunea Europeană sau chiar pentru a justifica viitoarele operațiuni hibride sau convenționale împotriva Moldovei. În cea mai recentă notă de analiză dedicată evoluțiilor legate de conflictul din Ucraina, Institutul pentru Studiul Războiului notează că guvernatoarea regiunii autonome moldovenești proruse Găgăuzia, Evgenia Guțul, o apropiată a Kremlinului, a insinuat că oficialii români controlează guvernul moldovean, cel mai recent atac dintr-o serie de eforturi recente ale Kremlinului de a pune la îndoială suveranitatea guvernelor europene pro-occidentale. Guțul a afirmat în data de 8 aprilie, în timpul unui interviu acordat canalului de televiziune de stat rusesc Pervi Canal, că dacă Găgăuzia ar începe procesul de separare de Republica Moldova, va exista o reacție nu numai din partea guvernului moldovean de la Chișinău, ci și din partea Bucureștiului. Guțul a mai afirmat că guvernul de la București controlează autoritățile moldovenești, insinuând astfel că Moldova nu este suverană. Guțul a mai susținut că autoritățile moldovenești ar putea răspunde la secesiunea găgăuză cu declarații zgomotoase și amenințătoare sau ar putea desfășura forțe în Găgăuzia, și a afirmat că unificarea dintre Moldova și România ar însemna moartea Moldovei, a limbii și culturii moldovenești. În data de 5 aprilie, Guțul a afirmat că Găgăuzia va începe imediat procesul de secesiune de Moldova în cazul unei unificări cu România. Interviul lui Guțul din 8 aprilie la televiziunea de stat rusă are probabil ca scop stabilirea condițiilor pentru a justifica o potențială agresiune viitoare a Rusiei împotriva Moldovei, în fața vorbitorilor de limbă rusă și a publicului prorus din Găgăuzia, Republica Separatistă Prorusă Transnistria din Moldova și alte zone proruse din Europa și Asia Centrală, precum și în Federația Rusă însăși, mai subliniază Institutul pentru Studiul Războiului, citat de ziarul de gardă.